din nou în direct. Între timp ne-am înmulțit, invitații mei au ajuns la cifra 7. Până la urmă, primul 7 de start al unei echipe de handbal. Ni s-au alăturat domnul Miloș, președinte, delegat, un factotum la HM Buzău. Bună seara, bine ați venit. Bună seara, bine ați venit. Și de pe banca de rezerve l-am cooptat și pe domnul Ilie, antrenor de câți ani sunteți antrenor, domnul Ilie? La HM. Pierdu șir are 20. Da, antrenor cu două decenii la activ. Repede citim și câteva mesaje de la telespectatori, cărora le mulțumesc că ne ajută în formatul emisiunii. Felicitări fetelor, ne-ați făcut o mare bucurie să vă luptați până la capăt, iar în cazul unei decizii favorabile de la Baia Mare, să vă înscrieți în campionat. Suporterile sunt alături de voi, cum am fost și la baraj. Interesant, chiar o să vorbim și de prezența suporterilor la baraj și de asemenea mai am câteva mesaje. Felicitări fetelor pentru calificare, succes în prima ligă și sunt bucuros că voi vedea meciurile din deplasare la TV, că sunt televizate. Banii când vin. Deci iată, lumea tot la cașcaval se gândește. Vorbeam mai devreme că practic e imposibil să ții o echipă de handbal în divizia, în Liga Națională, cu bugetul de pe anul trecut alocat, dar ai cărui bani n-au ajuns în conturi deocamdată. Domnul Miloș, sunteți într-o situație jenantă, într-o situație delicată, în contextul în care trebuie să faceți, să vă dați peste cap și să aduceți banii la echipă, cel puțin până se hotărăsc autoritățile să vă financeze. Dacă aș reuși să mă dau peste cap aici să fac, reuși să aduc bani, aș face-o acum, aici. Problema e foarte dificilă, v-am spus din start. Cum a spus și dumneavoastră, practic, a spune, situația e delicată la Consiliul Local Municipal, deci la primărie, pentru că noi am avut și ne-am bazat pe cei bani. Am avut aprobat o sumă de 350.000, adică 3 miliarde și jumătate. Și am înțeles că a venit o circulară în care Consiliul Local sau Primăria în speță nu poate finanța pentru că au arierate. Exact. Decizie care ne-a luat prin surprindere. Singura șansa noastră a fost venirea acelor sponsori care ne-au ajutat să scoatem la capăt. Și puținul care, chiar dacă le-a dat, le mulțumim și celor de la Consiliul Județean, chiar dacă a fost o sumă mai mică ca la toată celelalte echipe, dar noi nu vorbim de celelalte, fiecare își face, noi primeam mai mult de la Consiliul Local, le mulțumim, am reușit să ajungem până aici. Acum însă se vorbesc că, ca să promovezi sau să joci, să evoluezi în Liga Națională, presupune cu totul alte eforturi financiare, pe care, într-adevăr, încercăm să le ducem. Ne-au oprit oamenii pe stradă și toată lumea vor să vadă jocuri de ligă și la televizor, cum am spus, dar și în sala sporturilor. Noi suntem de acord, că de aceea am muncit tot anul, mai ales fetele. Dar acum, într-adevăr, trebuie să găsim și modalitatea ca aceste finanțe să ajungă la timp, ca să putem, într-adevăr, să închegăm o echipă cât de cât competitivă, cel puțin în primă, dacă nu în primul, în tur. Dar până a vorbit de Liga Națională, noi așteptăm să avem confirmarea de la Federație, precum că echipa din Baia Mare nu s-a retras sau s-a retras, deci să ne spune clar, pentru că dacă nu avem decât verbal, ca toată lumea ne-a spus că verbal, că echipa nu se mai înscrie, noi nu putem lua în calcul aceste vorbe decât în momentul când avem scris negru pe alb că echipa se retrage sau nu din campionat, ca să putem evolua. Da, până la decizia asta pe care trebuie să o ia și Federația și echipa din Baia Mare, avem un telefon. Bună seara, sunteți în direct. Alo? Bună seara. Bună să vă fie, Ima. Niță mă numesc. Domnul Niță. Știu un domn Niță, da. Dar joacă cu balonul oval, nu cu rotund. Da, e un altfel din balon. Fericit fetele pentru rezultatul făcut. Știu ce înseamnă lucrul ăsta. Le urez succes. O felicit pe domnul Ilie și felicit prietenul meu, domnul Miloșin. Știu că de greu este, pentru că am mâncat prin asta. Noi ne mai confesăm unul altuia. Știm cât de greu este să faci sport de performanță la urmă. Speranța mea este că totuși cei care au venit la conducerea muzeului să nu uite de sportul de performanță la urmă.
știți că se poate face sport de performanță la Buzău. Noi niciodată n-am cerut prea mult. Încercăm să dăm cât mai mult. Și cred eu că merită Buzău să aibă o echipă de handbal și la anul o echipă de linie în Superliga. Ar fi mare păcat să nu avem și să fim fericiți pe terenul de sport, să avem rezultate frumoase. Ne dorim să vină cât mai mulți copii alături de sportul țean. Vorbesc de echipele de juniori. Noi avem vreo 120 la ea mici. Din toamnă vom avea două echipe, una de 16, una de 18. Și trebuie să spun, să înțeleagă toată lumea că sportul la Buzău este o mișcare destul de mare și trebuie să o susținem. Da. Nu facem sport nici domnul Miros și nu facem sport pentru lumea lui sau domnul profesor, ci noi facem pentru Buzău și apărăm lorile Buzău. Mulțumim de telefon, domnuliță, și pentru lobby-ul pe care îl faceți sportului buzoian. Să fie tot Buzău de echipa de handbal și de echipa de rugby, pentru că încercăm și am dovedit că suntem capabili să fie pe șolor. Da, mulțumim mult de telefon. Să dea Dumnezeu să fie bine și la rugby, și la oină, și la absolut toate sporturile. Și zic eu mai ales la sportul de masă, pentru că în general o echipă de club, un sportiv cu renume, nu atrage după sine. Performanțele acestuia nu atrag după sine atât înscrierea, înrolarea copiilor sub culorile unui club, ci mai ales dezvoltarea sportului de masă. Sunt celebre exemplele de prin anii 70, când copiii se jucau la perete cu rachete de lemn, după ce Ilie asta se câștiga Wimbledon. Domnul Ilie, am o întrebare pentru dumneavoastră venită de la un telespectator care zice cam așa, s-a dat drumul și la telefon. În principiu întreba care au fost punctele forte ale echipei, dar și cele slabe. Și evident am bănuit că întrebarea se îndreaptă către dumneavoastră. Punctele forte au fost culmea cele contestate de cârcotașii din jurul echipei, din jurul sălii, din jurul sportului buzoian, care ne acuzau că tot ne ducem la baraj pentru diferite interese colaterale și nu urmărim criteriul sportiv. Adică tocmai experiența acumulată și călirea în bătăliile de la baraje, care au fost de o cu tot o altă factură decât cele din campionat. Omogenitatea echipei, valoarea jucătoarelor, v-am zis, și faptul că am reușit să ne impunem în fața unor echipe cu mai mult, lot mult mai numeros și cu mult mai mult jucătoare tinere, care normal aveau și o altă condiție fizică. Da, vă întreb, știu că în general în sportul românesc, la o echipă de provincie, la o echipă care depinde de foarte mult de bugetul făcut de autorități, antrenorii sunt și psihologi, sunt și masori, sunt și doctori câteodată, din păcate, sunt și șoferi. Cum aș reuși că până la urmă e greu de mobilizat un grup, fie el și de sportivi profesioniști, în vederea unor bătălii care s-au purtat la Pitești, mai ales că venea după un insucces turneul ăsta. Bine, venea după succesul cu Sparta București, dar ăla, să zicem că a fost un meci așa de matineu. Suntem căliți în bătălii crunte cu domnul Miloș. 5 ani de zile am ținut echipa fără loturi fixe, adică cu jucători fluctuanți de la an la an, am schimbat aproape toată echipa, cu condiții precare de pregătire și mai ales de finanțare. Nu vorbim de metode de recuperare și care efectiv nici n-a fost vorba de recuperare și medicamentație pentru efort. Așa că pentru noi n-a fost chiar greu să ne adaptăm la condițiile acestea de anul acesta, care în așa fel l-am structurat încât banii primiți ne-au ajuns și am reușit să ne rezumăm la cât am primit ca să putem să facem față cheltuielilor și până la final. Da, mai citeam un mesaj al unui telespectator care întreba dacă în cazul lipsei de fonduri este posibil să vă retrageți din ligă?
În primul rând nu ne-am înscris ca să ne sau să tragem. Renunțați să vă înscrieți în ligă. Vă dați seama că ar fi o mare dezamăgire pentru toată lumea, atât pentru echipă și pentru sportive, pentru toți oamenii care au fost alături de noi, ar fi o mare dezamăgire. Dar noi nu putem să ne luăm niște, cum să spun, în calcul niște probleme care nu putem să reducem, nu depind de noi. Deci aș vrea să spun aici că tot ce a depins de noi, ca grup, ca echipă, ca de s-a obținut această, hai să spun, chiar dacă nu acum la ora actuală nu putem vorbi de calificare direct, dar locul 3 spune totul la acest baraj. Deci ce a depins de noi am rezolvat. Acum noi nu punem presiuni pe absolut nimeni. Dacă la primărie banii nu sunt legali care să ne dea, nu vom încerca niciodată să luăm, să ne dea cineva bani care să nu fie legibili sau de altă natură. Dar v-am spus, eu îmi întrebeam așa, ce am putea face, spre exemplu, noi trebuie să vorbim de acum. Deja am început din seara asta, vorbim cu jucătoare. Eu sunt sigur că altfel se gândește un investitor să-și asocieze imaginea cu o echipă de eșalon secund, da. Altfel gândește, până la urmă vor fi câteva meciuri televizate. Firma aia, chiar dacă nu vorbim de autorități, firma aia va fi văzută pe tricouri. Practic e o publicitate obținută la un preț destul de modic. Și iată, încă un mesaj, HCM Baia Mare a dat comunicat că se retrage, până la urmă a fost ceva oficial sau când se va oficializa? Toată lumea zice că e o chestiune de ore. Așa spun toți, dar v-am spus și aceste chestiuni, până nu e scrisă, verbal da, toată lumea a spus că da. Inclusiv persoanele implicate până acum în echipa din Baia Mare. Dar încă o dată, așa am avut și acum 2 ani, tot așa niște discuții cu cei, dacă țineți minte, cu cei din Constanța, în care am vorbit, ultima jucătoare a spus că eu acum plec și deja după o săptămână s-au înscris în campionat. Au adunat junioare, au adunat și s-au înscris. Deci noi până nu avem și vreau să revin la acest. Vă rog. Deci în momentul în care noi nu așteptăm acum să așteptăm verdictul de la Baia Mare. Noi discutăm acum cu, era vorba despre bani, da? Cu jucătoare. Chiar în seara asta 2 jucătoare vom discuta cu ele din emisiune. Ne așteaptă undeva. Noi trebuie să vorbim. În cazul în care suntem să fim pregătiți. Dar v-am spus, 2 lucruri presupune. Ca echipa din Baia Mare să nu se înscrie în campionat și fondurile care sunt aprobate, cel puțin de la Consiliul Județean, sunt sigur că ne-a și promis că ne va dubla suma. Iar la Consiliul Local Municipal, dacă se deblochează și acele sume care sunt aprobate, nu e nicio problemă, ne vom înscrie. Deci vă descurcați cu ăștia, cu 1,5 miliarde da, de la CJ, că asta stabil. 1,5 miliarde da, în bani vechi, înțeles. Vreo 5-6, să zicem, de la primărie, dacă s-or da și dacă or intra în conturi, dar mă gândesc că nu, poate... La primărie 3,5 miliarde. Nu, păi eu sunt sigur că puteți să le forțați mâna acum. Sunteți în divizia națională. Da, dacă am spus. Nu cred că va fi, adică ar fi foarte ciudat să vi se aloce aceea sumă de la municipalitate în contextul în care ați promovat în divizia națională. Dar să spuneți de la ce sumă pleacă salariul unei jucătoare de divizia națională. Uite, fetele râd. Chiar urmează niște renegocieri de contracte, sunt bonusuri de performanță. Știu că sunt destul de tricky contractele astea ale sportivilor. Da, sunt confidențiale în primul rând, dar problema este dacă nu ai un buget, nu poți să spui. Deci dacă avem un buget, poți să-i spun la o jucătoare care ne întâlnim acum, noi putem să le spunem exact minimul ce am putea asigura. Dar asta în cazul când finanțarea este deja promisă și e ceva cert. Nu putem să le promitem după aceea, deci suntem anumitați în al 5-lea an, care nu avem niciun leu datorii la nimeni, nici la jucătoare, chiar dacă au fost, hai să spunem, noi le dăm la jucătoare, le dăm doar prime de joc și o indemnizație de efort pe lună. Deci nu le dăm salarii, ca să spunem că, dar acum în Liga Națională, probabil că trebuie și la cele care le-am avut să mai plusăm un pic, așa este normal. Și la cele care vin să tragem un pic mai puțin decât au avut în ligă, că probabil că ei au jucat în ligă, sau probabil, hai să spunem, sigur au fost în ligă, trebuie să le adaptăm la situația noastră. Oricum, când am fost și cu asta banchei, că deja am vorbit mai mult, la acest turneu, dacă le spuneam la celelalte, oricare echipă câți bani aveau, credea că facem niște de ei. Eu sunt sigur că fetele au vorbit, așa
pe un Facebook, eu știu, pe un Skype cu alte colegi sau cu foste colegi și la un moment dat presupun că vă era așa și rușine să ziceți pe cât jucați aici. Îl întreb și pe domnul Ilie, sunt sigur, deci asta nu trebuie să-mi confirmați sau puteți să ziceți, nu, că nu vă crede absolut nimeni. Domnul Ilie, fetele spuneau că ar trebui o întărire, cel puțin la nivel numeric. Ce v-ar mai trebui? Pe ce posturi ar trebui venită ranforțarea asta de jucătoare? Pe 6 posturi jumate. Jumate din postul e ocupat de Anca, care atât de probabil că la Liga Națională nu o să-i permită pregătirea fizic, dacă sunt jocuri dese. Așa, dacă nu, numai 6. Da, aproape o echipă. Deci majoritatea jucătoarelor din primul 7 ar trebui adus. La, măcar la, ca și dublură, dacă nu găsim ca și numărul 1. Dar eu zic că cel puțin 3 din echipă, 3 jucători din echipă pot să facă față la Liga Națională. Chiar dacă nu meci de meci sau chiar dacă nu meci întreg, dar măcar porțiuni din joc putem să facem față. Dovadă, cel puțin cu echipele mai slab cotate, cum a fost aici la Baraj, care jocul cu Cisnădie ne-a redovedit dacă putem să jucăm de la egal la egal cu echipele mai slab cotate. Chiar cu Slobozia, într-un meci amical, s-a întâmplat același lucru. Dar, v-am zis, astea sunt lucruri rare, așa, când poți să ai o evoluție de la egal la egal cu lotul care îl avem de la... Cu 12 jucătoare deplasate. Da, și numeric și valoric... E același lucru. Apropo, mă scuzați că vă întreb, aveți jucătoare cărora le expiră contractul cu HM în anul ăsta? Sunt jucătoare? Majoritatea. Aha, deci presupun că termenii înțelegerii vor fi altele. Da, o să fie negocieri grele cu ele acum. Că avem oferte de la alte echipe. Și uite, sunt oferte? Da, domnul Miloș deja a băgat-o pe une, că a auzit că sunt oferte de la alte echipe. Chiar, care ar fi atul? Uite, le întreb, adresez întrebarea tuturor fetelor prezente. Care este atul echipei clubului din Buzău pentru a vă ține până la urmă legate de glie de aici? Că știm că salariile nu sunt foarte, foarte ofertante, mai ales într-un sport de nișe, cum este handbalul. Un sport care, iată, tinde să devină așa, un fenomen în România. Uite, mai nu citesc, Xavi Pascual va fi antrenorul național de băieți. Xavi Pascual, un fel de Mourinho la fotbal, să zicem așa, cu două cupe ale campionilor. La băieți și pe... Ia spuneți, domnul Miloș. Păi da, nu că poate... Adică să spune, pe Anca Lipan, ce te reține să stai la Buzău? Dragostea de club și familia. Pe tine ce te reține? Am venit de la Brașov pentru Buzău. Îi place seriozitate, coleg. Suceveancă a venit, nu va mai pleca. Se va căsători aici, aici e zonă. Și copiii ei tot aici vor juca. Domnul Miloș scrie destinele acum. Dar ultima nu o să pune probleme. Încep să joace deja... Oricum, vreau dacă să nu... Alina pleacă. Nu. Alina a fost și va rămâne jucătoarea care e crescut aici. Aici va rămâne indiferent ce se întâmplă, pentru că am vrut să spun ceva la urmă, dar dacă mi-am luat-o, nu mai am pierdut surpriza. Faptul că ne datorăm în primul rând aici, se datorează în mare măsură ei. Pentru că acele cât 12 sau 20 de minute ne-a... Da. Și vreau să închei, ca să nu cumva să uit, și cel mai important lucru, fără aportul celor doi sponsori, frații Grădăneanu, noi nu eram aici și nu puteam vorbi la această masă de această performanță, indiferent dacă Baia Mare se retrage sau nu, dar faptul că noi am terminat pe locul 3 la un baraj extraordinar de greu, care toate echipele, dacă le întrebați înainte, toată lumea, toate echipele își doreau să ocupe un loc de promovare, asta înseamnă foarte mult. Deci un obiectiv, părerea mea, că a fost atins cu un not foarte restrâns, cu 3 accidente destul de grave. Singura echipă care a avut cu intervenții medicale, 3 intervenții medicale care au ajuns cu ambulanță la spital, pentru, în primul rând, sau din cauza numărul foarte mare de meciuri efectuate, deci fără schimbări, și a contat enorm. Ele au fost, practic, stoarse de puteri la fiecare meci de meci jucând, și de aceea cred că a fost și acele accidente. O ultimă întrebare, ne presează timpul. Considerați că, până la urmă, povestea asta a barajului, așa cum a fost ea, cu accidentări, cu meciuri pe muche de cuțit,
cu o înfrângere venită, o înfrângere destul de drastică venită exact în mijlocul turneului, a fost o palmă dată celor care nu credeau în dumneavoastră. Și aici când zic dumneavoastră vorbesc și de fete și de întreaga suflare a handbalului feminin buzoian. Uite, ne zice și Larisa ceva, te rugăm. Da, chiar a fost o palmă mine dată celor care am demonstrat încă o dată că se poate. Erau curcotași. Care ne contestau. Ajunsese la voi mesaje de genul ăsta? Foarte mulți sunt alături de noi. Au venit și după noi, am avut și noi câțiva suporteri la Câte ați avut? Că am uitat să vorbim de fani, probabil da, o parte importantă. 9 sau 10 persoane în primele două zile, după aceea luni și marți, având fiind zi de lucru, mulți lucrau, au rămas doar unul singur. Da. Au fost și de sponsori alături de noi. Da. Și sponsori, bineînțeles că au fost la... Dar a contat. Mai ales și la sfârșitul meciului cu Slatina ne-au scandat numele, ne-au felicitat, contează. Sponsorii bănuiesc că au scandat cu jumătate de gură pentru că au trebuia să îndeplinească niște promisiuni, să dea mai mulți... Nu, au venit cu inima deschisă. Nu, glumesc acum. Câteva minute ne mai despart de ora 18, aici punem punct emisiunii Sport Club. Încă o dată, felicitări, sunt multe mesaje pe care nu le-am putut citi. Felicitări fetelor de la HM Buzău. Nu știm ce să le urăm deocamdată, să le urăm multă baftă în divizia națională, dar mai mult multă baftă în intersezon acum, că trebuie să ajungă niște bănuți în cont, în conturile lor și în conturile clubului. În câteva minuțele, colega Magda Ionescu cu Dale Buzoianului, noi ne revedem săptămâna viitoare. Numai bine!